Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat piața de asigurări săptămâna trecută. La finalul anului 2018, Allianz Siriac Asigurări a înregistrat o valoare totală a despăgubirilor achitate clienților și terților păgubiți, cu un plus de aproape 26% la nivel agregat, comparativ cu nivelul anului 2017, a anunțat compania. Potrivit reprezentanților asigurătorului, în 2018, baza de clienți a crescut cu 14% față de finalul anului 2017. Principalele contributoare la aceste rezultate fiind segmentul asigurărilor de sănătate și segmentul asigurărilor de proprietate. Grupul austriac Unica a înregistrat în 2018 prime brute subscrise în valoare totală de 92,9 milioane de euro din activitatea de asigurări din România. În scădere cu 4,8% comparativ cu anul 2017, se arată în raportul anual al companiei. Subscrierile de pe segmentul asigurărilor generale s-au redus cu 10,9%, în timp ce asigurările de viață au crescut cu 37,4%, iar asigurările de sănătate s-au diminuat cu 6%, potrivit informațiilor publicate pe site-ul grupului austriac. Fermierii din România ar urma să fie susținuți în vederea încheierii asigurărilor specifice activității lor. Recent, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat varianta consultativă a ghidului solicitantului Contribuții la primele de asigurare. Astfel, fermierii ar putea beneficia de un sprijin nerambursabil de până la 70% din polița de asigurare, conform documentului. UNSAR lansează prima campanie de informare privind asigurările de viață, care are drept scop educația financiară și conștientizarea beneficiilor pe care le aduc asigurările de viață în rândul tinerilor. Campania Gata pentru Viață se adresează persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani și se va derula 100% în mediul digital, acesta fiind cel mai potrivit canal pentru a comunica cu acest public. Campania se va desfășura până la sfârșitul lunii martie și va cuprinde materiale video, dar și grafice, care vor rula pe pagina de Facebook Asiguropedia, dar și sub formă de ad-uri pe Instagram și Facebook. Aceasta a fost ediția de astăzi a știrilor. Până la următoarele informații din asigurări, la Exprim TV, eu vă doresc o săptămână cât se poate de bună!